Salutare tuturor! Sunt Ada, iar acestea sunt recomandările TV pentru astăzi. De la ora 19.45 pe TV 1000 rulează filmul A Good Marriage cu Joan Allen și Anthony LaPaglia. Darcy Anderson a fost căsătorită cu Bob timp de 27 de ani fericiți. Soțul ei, un contabil simplu și plictisitor, trebuie să facă o călătorie de afaceri, iar în lipsa lui, Darcy va face o descoperire care le va schimba viața pentru totdeauna. I don't know how you do it. And neither do I. This is a lovely home. What may I do for you, Detective Ramsey? Darcy. La ora 20, HBO prezintă filmul Spy, cu Melissa McCarthy, Jude Law și Jason Statham. Susan Cooper este un analist CIA modest, care lucrează la birou și eroul necunoscut din spatele celor mai periculoase misiuni ale agenției. Dar când partenerul ei iese din rețea și un alt agent de top este compromis, ea se oferă voluntară să lucreze sub acoperire și să se infiltreze în lumea unui dealer de arme mortale pentru a preveni o criză globală. I was on fire. Kind of starting to freak me out. Poor little pathetic Susan. My father used to bring people here. Did he also make you dress like a slutty dolphin trainer? Did I forget to knock? Who are you? You want me to have Cagney and Lacey explain it to you? Cagney's gonna come up your ass like a thunderbolt. De la ora 22, HBO 2 prezintă filmul Terminator Genesis. În războiul dintre oameni și mașinării, Kyle Reese este trimis înapoi în 1984 de liderul rezistenței John Connor ca să o protejeze pe mama lui Sarah. Însă niște evenimente neașteptate modifică trecutul și amenință viitorul. Reese trebuie să facă echipă cu Sarah și gardianul ei ca să salveze lumea și să oprească noua generație de terminatori. Everything's changed. We can stop Judgment Day from happening. Run! Where is he? Acestea au fost informațiile TV pentru astăzi. Rămâneți cu YOLO pentru alte recomandări. Vizionare plăcută!